să rămână mamăiță. Te pup, Sabinuț, te pup. Ce faci, mamăiță? Dar nu, știi că știi și numele meu al doilea. Dar cum să nu? Eu ți l-am pus, mama. Și pe ăsta, mamă. Eu ți l-am pus. Și primul? Pe primul ți l-a pus altcineva. Am înțeles. Dar eu am zis că trebuie să te cheme Sabin. Bine, Baba Manga. Ia să vedem. Haide să vedem, avem aici horoscopul. Eu, să știi că eu nu sunt ghicitoare, mama, eu sunt cititoare, mama. Da, mama, să nu se înțeleagă greșit, mama, că eu nu. Eu doar citesc în cărți, în boabe de porumb și în horoscop. Păi doar atât ai citit în viața asta, mamăiță, nu? Da, sau... mamăiță, da. Tu n-ai citit astea, Dostoievski... Mamăiță, eu citesc și în cărți de Ile Caragiale, dacă vrei, mama. E, serios? 400 de euro. Dar de alea de Eminescu? Nu, mama, ale nu, că spune... alea nu se leagă, mama, că nu sunt de ale bune alea. Avanta, pune-mi și mie, Zodia Taur. La Zodia Taur? Antonica, ce faci, fata mea? Mi-ai ghicit numele. Cum? Mi-ai ghicit numele. Păi cum să nu, mamăiță, fii atent. Cu iubirea e complicat, nu ești foarte implicat. Orice motiv ai avea, nu o să meargă mult așa. Financiar, stai așa bine, că s-ar putea să uiți de tine. Ai destul, fii mulțumit, dar nu fi nechibzuit. M-ai auzit, mamăiță? Așa este, așa mamăiță, este. Deci stai bine cu banii, mamăiță. Mamăiță, porumbiță. Ia o mână de urziș, mamaie, și pune-o pe pernă și dă-mi cu capul pe ele, mamăiță. Este reumatismul din cap. Așa, mamăiță. Am răcit, mamăiță, dar sunt Johnny, nu sunt Ștefan. Păi Johnny, Ștefan. Așa vă zic eu de fiecare dată. Dar tu ai uitat, mamăiță. Ia zi, ești leu, nu-i așa? Nu, no, perfect. Am vrut eu să zic că după glumă. Fiate, mamăiță. În amor e de vorbit, dar ușurel, nu răstit. Orice agresivitate nu dă deloc rezultate. Cu banii e bine să știi, faci niște economii și niște bani dați cândva se întorc la dumneata. Mai auzi, mamaie, că e de bine. Am auzit, mamăiță, și ce mă sfatuiești, mamăiță, să fac? Mamăiță, dimineața te duci și dai așa cu mâna prin iarba plină de rouă. Și dacă dau de vreun de la de cățel? E cu atât mai bine, mamaie, îți dai cu el pe față. Și că face bine la ten. Face bine, mamă. Așa se ține, așa se ține tânără și baba Manga. Da. Bun. Leu. Oh. Uite, vezi, eu la Cristi știam. Așa. Fii atent, Cristinele. Totu-i rost sentimental, amândoi sunteți pe val. Romantismul e în floare, pace și cooperare. Nici la bani nu sunt probleme, dar te copleșesc dileme. Cheltuiești, mai cumpătat, dar pe ce merită luat. Mai auzi, mamăiță? E bun, bun. Mamăiță, știi ce trebuie să faci să-ți meargă și mai bine? Dimineața să te trezești la ora 6 înainte să răsară soarele complet. Și iei o linguriță mică, o speli bine și pui două picături de detergent, mamaie, de vase și iei pe stomacul gol. E bun. Da? Da, mamăiță, dacă faci clăbuci. Dacă faci baloane, e de bine, mamăiță. Balanță. Ia bagă-i la balanță. Imediat acum, fii atent. Grijă la relații noi și la ce e între voi. Fii un pic prudent și învață și privește sub suprafață. Adică, mamăiță, să nu te iei după aparențe, da? Cu bănuții stai frumos, dar ești cam aventuros. N-ar strica un pas în spate și cheltuieli planificate. Mai auzi, mamăiță? Am auzit, mamăiță. Și ce trebuie să fac? Mamăiță, fii atent, ca să vezi că tu n-ai probleme mari, mamaie. Și să vezi ce înseamnă de fapt problemele, fii atent. Te duci la un meci de-alu rapid. Te îmbraci în echipamentul lui Dinamo și strici Forța Steaua, mama. Ai auzit, mama, problemele tale nu mai sunt. Cum, toate trei? Da, mama, e da. Dar direct în galerie, la rapid să te duci, mamăiță, da? La peluz, acolo. Mamăiță, să-ți iei echipamentul lui Dinamo din 2008, că era cel mai frumos. Ce zodie ești? Sărumâna, să trești. Ce zodie ești? Scorpion e, mamăiță. Scorpion, da, scorpion. Fii atentă, mamăiță. Cu amorul nu-i de vis, fiindcă ești prea indecis. Fă pași mici și calculați, însă vruți și asumați. Mai auzi, mamăiță? Am auzit, mamăiță. Cu banii stai așa bine că or să plece de la tine. Cu ceva minime restricții în terenuri investiții. Mamăiță, să cumperi teren, ai auzit? Așa, să-mi iau știu cum e. Mamaie, fii atentă. Ia lanțul de la câine și leagă o găină cu el, mamaie, ca să-ți leși fricile, da? Și să lași fericirea să alerge prin curte, da, mamăiță? Așa să fie, mamăiță. Așa să faci. Bună ziua! Ce zodie sunteți? Pești.
Ioana, fii atentă, Ioana, da? Nu e, mă, Ioana. Nu sunt Ioana. De ce ea căsătoriți, o să vă îndrăgostiți. Aoleu. Dar întrebarea e așa: de voi sau de altcineva? Mămăiță, să fii atentă. Banii-s cumva la mijloc, dar și apar alții în joc. Totuși, situația e certă. Fii în stare de alertă. Ai auzit, mămăiță? Am auzit, mămăiță. Mămăiță, tu ai vitamine, tu ai carențe de ce? Că tu nu știi de ce se întâmplă lucrurile. Câteodată, da. Mămăiță, să fii atentă. Să afli de ce se întâmplă lucrurile, ia vitamina D și vitamina C. În ce ordine? Așa cum am zis eu. Și de câte ori pe zi, mămăiță? De 3 ori pe zi, mamaie. Deci ai auzit de vitamina D și vitamina C să le iei, da? Da. Da, da, mamaie. Capricorn. Ia să-mi zică, mămăiță, cu cine stă de vorbă. Fiate, mămăiță. Cum te cheamă? Vreau să se ghicești numele. Maria o cheamă. Băi, nu cred. Ți-am zis, mămăiță, ți-am zis. Nu cred. Deci nu cred că ai zis Maria. Mămăiță, fii atent. Deci Maria mă cheamă. Știa, mămăiță, ceva. Eu știu, mămăiță, eu mai glumesc. Ai dracu' Bob, ia cum îți dă ție. Nu, mămăiță, că acum am citit doar într-o boabă. Dacă scârție ceva... Dacă a fost boaba mare. Așa e, mamai. Dacă scârție ceva, se mai poate repara cu un pic de implicare, respect, calm și dedicare. Bănuți, ai așa de mulți că ești gata să împrumuți. Dă, că-i bine a ajuta, însă de ei nu uita. Mai auzi, mămăiță? Mămăiță? De unde știi că am de dat bani împrumut? Păi dacă știi, adică cum te cheamă? Nu, mămăiță, nu. Dă bani împrumut și uită de ei, mamaie. Radio încet sensibil, așa. În iubire-i ca pe roate, de la șorgoliu deoparte. Fii calm și intuitiv, mai puțin intempestiv. Asta nu-i scrisă de mine, mama. Banii în plus te-ai mai dori, dar nu știi cum să-i obții. Fii mai bun la ascultat, caută un om, un sfat. Mi-ai auzit, mămăiță? Da, mămăiță. Mămăiță, știi ce trebuie să faci? Fii atent. Știi melodia aia cu mare petrecere a lui Vali Vigelie? Da. O știi, da? Mămăiță, cânt-o pe invers. Cânt-o așa. Nimeni nu se distrează, nu e petrecere, nu e distracție. Bună ziua, ce zodie sunteți? Fecioară. Păi racu s-a zis? Hai, dacă n-ați fost atenți. Alo, bună ziua. Bună ziua, din Germania vă sun. Ce zodie sunteți în Fecioară-n. Germania? Fecioară-n e. Exact, da, 22 septembrie. Fecioară-n. Fecioară-n, ultima Fecioară-n. Mihai, m-auzi? Nu-l cheamă Mihai. Alo. Da. Klaus îl cheamă, că e din Germania. Da. Da. Sentimente arzătoare, pericol de refulare. Temperează-le un pic și o să fie bine, zic. Personal vorbind, eu tot impuls văd venind. Și pe acest plan, drept urmare, e nevoie de răbdare. Mai auzi, mămăiță? Am auzit, mamaie, să rup mâna să-ți dea Dumnezeu sănătate. Și ție, mămăiță. Mămăiță, ai vreun râu pe lângă tine pe acolo? Am aici o baltă. Mămăiță, la ora 5 la prânz, să te duci cu picioarele goale în râu și să zici așa: cum curge râul pe aici, așa și eu fără servici. M-am urât. Ai auzit, mămăiță? Așa, mămăiță, să faci, da? Păi și ce îi se întâmplă dacă faci? Mamă, că am 3 copii acasă, ce le dau de mâncare după aceea? Îi trimis la muncă, mămăiță.